Salutare tuturor, eu sunt Ștefan și bine m-am găsit la un nou tutorial pe acest canal. Astăzi vom învăța cum să instalăm FIFA 2007 și să downloadăm patch-ul de Liga 1. Prima oară aveți nevoie de să downloadați FIFA 2007, nu mai explic cum se downloadează. Vă dau eu un link în descriere și da, aveți nevoie și de uTorrent, scrieți pur și simplu pe Google uTorrent download. Păi aveți nevoie, dacă este ISO, ori de WinArchives, care vă voi lăsa un link în descriere, ori de Power ISO. Bun, parcă așa se numește Power ISO, dar eu folosesc WinArchives. Ok, pentru WinArchives, never mind. Dați aici, intrați pe FIFA 2007, vă apare așa, dați Mount, Mount Archive to Drive F, vă voi arăta ce vă spun, și dați Open. După aia, intrați la computer și veți vedea că scrie aici, când Drive FIFA 2007, da F. Dați double click aici. Vă va apărea aici limba, băgați engleză, aici scrie să opriți celelalte gadgete cu, în, care sunt în mergere, în proces, dar nu nimic de ok, dați install și ce apare aici, aveți nevoie de un CD DVD. Oh my god, nu știu să fac așa ceva. Nu e greu. Scrie, intrați pe Google, scrieți FIFA 07 CD-K. Stați puțin să verific ceva la Hypercam. Bun. Dați aici orice, vă apare K. Habar n-am. Uite aici, copiați asta. Băgați aici și dați control V. What the fuck, nu merge control V? What the fuck? Merge. Atunci dați copy, da, atunci scrieți pur și simplu ok, că nu e ceva senzațional. Și dacă scrieți cu litere mici, cred că se fac litere mari, parcă, nu mai știu. Scrieți aici ok. Și dați next. Aici cred, dați yes. Așteptați, așteptați, așteptați. Ce slab merge calculatorul ăsta, pur și simplu. Și avem nevoie de un calculator nou, pur și simplu nu-mi place. Vedem noi. Aici dați yes. Aici next. Așteptați, așteptați, așteptați. Aici dați register later. Yes. Next. Și what the fuck? De ce se face prea alb? Ok, poate ăsta e un bug senzațional al jocului. Și așteptați. Acum voi da pauză și voi reveni când, când se va termina instalarea. Ok, am revenit. După cum vedeți, este 100%. Ok, să nu credeți că e gata, dați, nu dați launch, dați quit și dați înapoi în folderul cu FIFA, intrați în crack, dacă vrei puneți crack-ul aici, nu mă interesează, și nu intrați pe joc, intrați pe acest crack. Și dacă nu aveți acest crack, scrieți pe internet. Stai puțin să șterg asta. FIFA 07 crack. Și găsiți aici foarte ușor. Uite aici, domnul crack. Eu cred că vă voi da acest link în descriere. Stai să copiem. Așa. Și da. Bun. Și cam atât cu downloadarea FIFA-ului. Acum să vedem downloadarea
sprijin tâi. Intrați pe acest link care vi voi lăsa în descriere. Dați link 2, link 1, dar parcă link 1 nu mai merge, cam intrat eu. Dați link 2. Dați download. Trebuie să văd dacă merge link 1. Da, nu merge. Așteptați să se descarce. Eu parcă l-aveam, să se vede. Puțin. Parcă l-aveam. Da, da, nu, 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 este pentru 2006. Puțin. Nu, nu l-aveam. Fac. Da, 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 da. Hai, nu mai dăm pauză, că n-am chef. Stai puțin, FIFA 07. Sunt descărcați de aici, parcă. Hai să stai puțin să văd. Ok, sau dacă vreți, vă mai dați versiunea 1. O să văd dacă descar și ăsta. Ok, ăsta e mai mic. Să zicem că vă las și versiunea 1 și versiunea 2 în descriere, deoarece n-am chef. Adică... Dacă ziceți că versiunea 2 nu merge și versiunea 1 merge, atunci lăsăm versiunea 1 și 2 în descriere. Da, dați aici, dați run, dați next, next, agre, next. Și aici trebuie să băgați unde trebuie să-l băgați crack-ul, next, start. Și va dura foarte puțin, foarte, foarte puțin. Și nu e gata. Așteptați aici, așteptați, așteptați, dați build, așteptați până la 30, parcă 30, gastesc vă câte minute are, oricum nu contează, 7 minute 40, o e ceva senzațional, da, 33, 40, ok, da, ok, dați next, exit, și dați-l ăsta, X. Așa, ăsta se pare că nu merge. Versiunea a doua. Este blocat de Google Chrome. Da. Dar știți ceva? Lăsăm. Și acum când intrați pe crack, hai că nu intru, că îmi face lag. Intrați pur și simplu aici și veți avea și liga întâi și va merge și jocul 100%. Deci asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Am fost Ștefan și ne vedem data viitoare.